Iorica, bună dimineața! Iată, rog, un loc, așa e intrarea, intrarea în weekend necesită un pic de sânge ce să curgă mai clocotit prin, mai intens, așa, prin vene. Ce faci? Cum te ajungi cu timpul? Mulțumesc Dumnezeu! Bine! Da? Atunci când ești mulțumit și cer putere și de sus, chiar primești. Pentru că, într-adevăr, trăim, voi știți cel mai bine, cum este 30 de dimineață și până seara tot să alergi. Trăim timpuri așa, într-o alergătură continuă, dar încercăm să le facem pe toate. Și aici mă refer la viața de familie. La asta mă gândeam, că cât are Maria? Maria Sofia are 9 luni și jumătate. 9 luni, ai timp? O ții tu, o iei cu tine prin țară, prin concerte? Este mai peste tot cu noi. Da? De ce? Pentru că este dependentă de mami. Papă de la mami lăptic. Și îmi doresc să o alăptesc cât mai mult, pentru că aș crește un copil sănătos, nu? Foarte complicat, dai seama. E complicat. Și mi-ar fi cred fost... că, na, te îmbraci frumos, apar la televizor și te duci 45 de minute pe o scenă, ai plecat acasă să ai văzut de treabă, da? Da. Uite, și cu un copil după tine și cu da, pentru că grijile alealte de vin la pachet. Știi ce e important? Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm viața, sigur o conștientizăm fiecare în felul său. Evident. Dar eu mă gândesc că am fost lăsată pe pământ, sau eu cu soțul meu avem un alt stil de a aborda viața. Am fost lăsați pentru a ne bucura de cei dragi, pentru a, chiar așa, să trăim pentru copii, să le oferim o educație bună și totodată să fie sănătoși în primul rând. Nu ce e mai important atunci când ești sănătos, dacă ai are să zbori, să-i mulțumești Dumnezeu, ai zbura, nu? Și atunci mă dedic Mariei Sofia în primul rând. Ea este un copil foarte, foarte cuminte, ca să vii sute de kilometri așa după părinți, peste tot. Am noroc că soțul meu poate să vină cu noi, pentru că până acum aveam șofer, acum nu mai avem șofer, tati trebuie să vină peste tot, pentru că Maria Sofia stă numai cu el, când mami e pe scenă. Da? 45 de minute, vorba ta, nu e mare lucru, distanța este mare, mai ales că anul acesta sunt foarte multe evenimente. Este un an important, 100 de ani de la Marea Unire și în cadrul centenar, sunt multe activități dedicate centenarului, iar eu lansând acea melodie cu care am venit data trecută la voi și cu clip, nou, Marea Unire nu se uită niciodată. Sigur că foarte mulți oameni au apreciat acest proiect împreună cu Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și mă invită în recital la tot felul de acțiuni dedicate centenarului. Dar nu numai. Sunt multe concerte revenind de o lună în domeniul acesta și învâltoarea evenimentelor, vă închipuiți că sunt asaltate de toată lumea. Să vină Viorica, anul trecut am lipsit, pentru că Sofiuțu era în burtică, apoi a venit pe lume și m-am dedicat exclusiv Sofiei și acum abia le dovedim. Deci vara asta o să fiu așa, dintr-un capăt în altul al țării, o să alerg foarte mult, adică de la Piatra Neamț săptămâna aceasta, oamenii mă pot vedea pe 14 la Piatra Neamț, apoi la Bârlad, la Vaslui, la Iași, Suceava, o grămadă de Constanța, iarăși avem, București, toată țara. E bine când e de treabă, știi cum se, mulțumim, se zice, dacă poți să împaci și familia și partea asta cu meseria. Multe artiste ezită, știi, până aduc pe lume un copil, pe modelul s-a cam dus cariera mea după ce apare micuțul. Dar lucrurile nu stau chiar așa, ba din contră, în foarte multe cazuri. E o altă etapă, Răzvan. E o altă etapă a vieții pe care trebuie să o tratăm ca atare, dar să nu uităm esențialul vieții. Că esențialul reprezintă copiii. Care e esențialul vieții? Esențialul vieții este să ne dedicăm, cum spuneam mai înainte, familiei, adică copiilor acum, că sunt prioritari, și să nu uităm lucrurile care țin de identitatea noastră. Noi românii avem așa, este o interdependență între rugăciunea Tatăl nostru, adică credință, și tricolor, adică patriotism. Uite, tricolorul este tot timpul aici și aici. Așa că să-l purtăm în suflet, rugăciunea, credința și dragostea față de țară. Că dacă ne gândim la eroii noștri care s-au jertfit pentru neam, nu mai spunem că suntem atât de mari patrioți, pentru că corect, suntem mici. Viorica Macovei, de găsit și pe Facebook, activează și în mediul online și ne face plăcere din când în când și trece pe la Neața. Mulțumim, să ai o vară... Și eu.
Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută, multe evenimente și vouă. Și vreau să vă spun că data viitoare, cu ajutorul Dumnezeu, o să vin cu un nou disc la care lucrez acum împreună cu maestru Nicolae Bădgroș, lăutare din Chișinău. Și un clip nou-nouț, deci, care o să lansăm la voi. Baftă, magneziu. Mulțumesc.